Lewis Carroll, Alice în țara oglinzilor. Problemă de șah. Pionul alb, Alice, joacă și câștigă în 11 mișcări. 1. Alice întâlnește regina neagră. 2. Alice trece prin al treilea pătrat al reginei, cu trenul, spre al patrulea pătrat al reginei, Humpty Dumpty. 3. Alice întâlnește regina albă cu șalul. 4. Alice spre al cincilea pătrat al reginei, dugheană, râu, dugheană. 5. Alice spre al șaselea pătrat al reginei, pădurea. 7. Cavalerul alb ia cavalerul negru. 8. Alice spre al optulea pătrat al reginei, încoronarea. 9. Alice devine regină. 10. Alice intră în palat. 11. Alice ia regina neagră și câștigă. Alte mișcări de șah. 1. Regina neagră spre pătratul 4 al coloanei turnului regelui. 2. Regina albă spre pătratul 4 de pe coloana nebunului ei, după șal. 3. Regina albă spre pătratul 5 al nebunului ei, se preface în oaie. 4. Regina albă spre pătratul 8 al nebunului regelui, lasă oul pe raft. 5. Regina albă spre pătratul 8 al nebunului ei, fugind de cavalerul negru. 6. Cavalerul negru spre pătratul 2 al regelui. Șah! 7. Cavalerul alb spre pătratul 5 al nebunului regelui. 8. Regina neagră pe pătratul din coloana regelui. Examenul. 9. Palatul reginelor. 10. Regina albă pe pătratul 6 al turnului ei. Supa. Deoarece problema de șah, dată pe pagina anterioară, a nelămurit pe unii dintre cititorii mei, poate că este mai bine să explic că ea este corect alcătuită în ceea ce privește mișcările. Alternanța între negru și alb poate că nu este respectată atât de strict pe cât ar putea să fie, dar atacul regelui alb la mișcarea a șasea, capturarea cavalerului negru la mișcarea a șaptea și șahmatul final al regelui negru vor fi găsite de către oricine își va da osteneala să așeze piesele și să execute mișcările după cum sunt indicate, în strictă concordanță cu legile jocului. Semnat Lewis Carroll.